Traviata Hetien, de Fabio Agostin. Interpretează Maia Morgenstern și Luminița Gheorghiu. Regia artistică Dan Puitami. Eu știu că dragostea există. Dacă mă iubești, când iubești, restul nu are importanță. Castele sau curcioabă, caviar sau pâine uscată. Eu n-am putut să mănânc pâine uscată niciodată, pentru că dinții-mi sunt fragili și gingile delicate. De altfel, chiar Maria Antoaneta, regina Franței, spunea: poporul e flămând, dați-i cozonac. Dar a sfârșit prost, pentru că nu știa să iubească. Desigur, șampania e mai bună decât apa, dar sunt detalii fără importanță. Importantă e dragostea. Spunea bunica mea, ea își petrecuse viața mâncând cartofi și ceapă, îndrăgostită de un vânzător ambulant cu care făcea dragoste o dată pe an, dar dragoste adevărată, de fiecare dată un copil. Draga mea bunică, plină de boli, avea toate bolile săracilor, artroză, bătături, tuse, dar a murit la 80 de ani. Și mama mea spunea, important e să iubești. Aproape cânta acest refren. Avea o voce frumoasă, cultivată în corul bisericii, solistă în Ave Maria. Era îndrăgostită de maestru de muzică, un diavol care își petrecea vremea jucând cărți și pierzând într-una. Din fericire, portarul de la școala din sat s-a îndrăgostit de ea, de mamă. Și tata, ce brav om a fost, ce portar cultivat, ca un profesor, plictisitor, dar bun și blând. De altfel, nici măcar nu s-a supărat când mama... Erau sărbătorile și a venit circul în sat. Mama, se spune că acel cavaler era frumos, pasionat, andaluz. Și cum nu-i poți comanda inimii, apoi circul s-a dus și când m-am născut eu, m-au botezat Camelia, o floare albă, senzuală, un iau șușotit, dar tata a spus, cine n-a greșit, ăla să arunce cu piatra. Și au tăcut toți. O sentință care a avut efect, chiar dacă nu se înțelegea legătura dintre piatră și infidelitate. Mama, mama cânta cu vocea ei frumoasă. Bucurie în bucurie, în timp ce curăța cartofii, spăla vasele, călca. Ce legătură putea să fie între cuvintele acestea și viața ei? Odată am întrebat-o și a început să plângă și repeta, draga mea, e de ajuns să iubești.
E iubire, Camelia. Dar nu era prea sigură. Pe cine o fi iubit mama? Pe maestrul de muzică? Pe soț? Sau pe cavaler? Poate pe toți. Puțin, de fapt. Da. Există o boală care pe unele femei le lovește ca o gripă sau o bronșită. O conjunctură fatală de astre. Înclinația la senzualitate. Mama era un înger. Dar un înger senzual. Slavă de înger. Victima privirilor asasine ale unor bărbați experți. Categoria aceea de vânători care fac să cadă femeile lansând niște săgeți mai rău ca anumite femei. Dar noi o facem ca să ne apărăm, uneori ca să contraatacăm. Mama a fost victima acelor afronturi amoroase, așa că m-am decis să o răspund. Bătăliile amoroase sunt mai puțin sângeroase, dar la fel de crude, de îngrâncenate și de complexe ca și celelalte. Trebuie să cunoști strategia, terenul și momentul pentru înfruntare. Iar apoi să ai răbdare, să știi să te prefaci. Te naști senzuală, iar femeia cu o natură generoasă aparține acelui grup de demimondene care au învățat să-și conducă instinctele. Acesta a fost destinul meu. Eram doar o ființă expusă, o pradă, dar cu respectabila intenție de a răzbuna, într-un fel, suferințele din dragoste ale mamei. Și astfel suntem destinate unui sfârșit oribil. Camarille Plessis, Marguerite Gautier, Violeta Valérie. Sunt aici. Doamne, eu credeam că o să mor. Un atac de astmă, poate. Cum? Și dumneata? Nu, eu sunt bine, doamne. Eu? Pentru o infirmieră, nu ești chiar portretul sănătății? Și ce injecții îmi faci în dimineața asta? Medicamentul pentru ochi. Vitamine de mure. Bine, dar eu prefer mure adevărate, ba, chiar și zmeură și fraci. Și dumneata? Eu nu le-am mai gustat, doamne. Injecția e gata. Scuzați. Nu. Tu chiar ai o mână ușoară. Cea care venea înainte ținea acul ca pe un tirpușon. Am să-i spun doctorului că mi-a trimis o infirmieră foarte bună. Vă mulțumesc, doamne, dar nu vă deranjați. Ești modestă ca pe vremuri. Spune-mi, te rog, de când ești infirmieră? De vreo 3 luni. Da. O doamnă ca dumneavoastră trebuie să se îngrijească. Să fie în formă. Da. Și dumneata. Mie mi-ajunge puțină sănătate, da. Mi-ajunge.
Sănătatea e tot. Eu sunt plină de boli. Pentru că sunt nevrozată, plină de complexe de vinovăție, mă îmbolnăvesc leșin. Visez că regele mă încoronează, apoi își ia înapoi coroana și pleac. Doamne, ce oroare, ce-o fi însemnând? A te va fura tot cel care v-a oferit-o. Naivă mai ești, Diana. Draga mea, nu există cadouri. Viața e un schimb neîncetat. Să dai, să ai plăcere, datorie, putere, uitare, furt și fuga. Ei, Diana, așa te îmbolnăvești. Ce fericită ești tu că nu ai nimic. E așa. Absolut nimic, sunt săracă. Dar eu vorbeam de sănătate, Diana. Restul, ce importanță are. Uite, și eu am fost săracă. Și ce efort am făcut ca să scap. Mai ales la început. Hei, pasul cel mare este între pâine și cozonac. După aceea, somon sau caviar, vodka sau șampanie, vizon sau șinșila. Nu mai are importanță, nu-i așa? Dacă o spuneți dumneavoastră, doamnă, eu nu știu. Da, da. Ești infirmieră de 3 luni, da? Da. Da, da, da. Și înainte? Înainte duceam pâinea. Cum? Duceai pâinea pe la case? Ce meserie stranie. E o profesie din secolul XVIII. Da, da, chiar așa. Da, da, era greu, nu? Dimineața, în zori, îmi imaginez, pe orice vreme, săraca. Poate chiar am mâncat vreo brioșă adusă de dumneata în pat dimineața. Nu cred, doamnă. Păi eu lucram într-un cartier popular. Cum? Chiar și acolo li se aduce pâinea acasă? Asta este un progres frumos. Da, da, acum nu, acum e criză, s-a terminat. Da, da. Plec, plec, doamnă, mă întorc peste 2 ore pentru cealaltă injecție. Care? Cea pentru riduri și lifting. Lifting, da, da. Ce oroare liftingul. Aș vrea și eu să am o piele adevărată, naturală, cu mici riduri ca dumneata. Pielea pe care ți-o dă o viață simplă. Hei, când duci însă o viață montenă ca mine, chiar și un anumit fel de piele face parte din datoriile sociale. Și atunci ai nevoie de creme, băi cu spumă, miere. Și până la urmă pielea suferă, se degradează. Desigur. La revedere, mă duc. Gena, da. Spune-mi, te rog, acum unde pleci? Ai și alte injecții la domiciliu? Nu, nu. Nu, umblu așa prin oraș. Te plimbi? Nu chiar. Cum? Și pe vremea asta? Doamne, caut un criminal. Cum? Da. Ce? Unul care și-a ucis patronul ca să-l fure. Și ca să mascheze furtul, a dat foc fabricii și apoi a făcut un așa fel ca tribunalul să dea vina pe mine. Fantastic! Da. Un anume Gara. Jacques Gara. Ce, ați auzit cumva de el? Nu, nu. Nu, draga mea, eu frecventez altă lume. Spune-mi, te rog, și sper să-l găsești pe stradă? Da. Da. Câtă vreme a trecut? 15 ani. Atâta. Da, 15 ani pe care i-am petrecut în închisoare. Apoi un an am dus pâine așa cum mulțumesc de Dumnezeu, sunt infirmiera. Și natural, erai nevinovat. Da, da, doamne, da. Ca toți cei închiși, așa, așa. Da. Am plecat pe curând, doamne. Nu, 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 da. Nu, Diana, stai, 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 te rog aici. Nici nu cred că o să-l găsești chiar astăzi pe stradă, după 15 ani, da, un criminal. Plouă, nu-i nimeni pe stradă. Spune-mi, te rog, cum sper să-l găsești așa, din întâmplare sau... Da, poate, eu știu. Da, Diana, 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 hai, hai, stai aici, stai aici, stai, stai jos, da, te rog, te rog. Da. Drag, ai toată simpatia mea. Îți spun drept, m-ai făcut curioasă. O fată cinstită,
care a făcut 15 ani de pușcărie. Nu se întâlnește așa în fiecare zi. Doamne, Dumnezeule, eu cred că dacă mi s-ar fi întâmplat mie, aș fi nebunit. O, Doamne, cui spuneți? Am fost nebună câtva timp. Da? Da, dar mi-am revenit după incendiu casei de nebuni. O, Doamne, da, ce spaimă teribilă. Da, într-adevăr. Și eu am fost nebună. Dar din dragoste. Am iubit un conte. Mi-a făcut promisiuni. Dar apoi n-am mai vrut să se însoare. A fost o deziluzie teribilă. Aproape să mor. Doamne, sărmână, Doamne. Țărăcuțul de el a terminat rău. Contele, l-ați ucis? Nu, dragă, nu l-am ucis. Mai rău, l-am uitat. Pentru un bărbat îndrăgostit este umilința cea mai mare. Trădarea, Gianna, este arma cea mai teribilă de care dispune o femeie. Chiar amuzantă uneori. Dar poate nu înțelegi asta. Ai fost întotdeauna credincioasă soțului tău? Da? Da. Oh, da, Doamnă, chiar și văduvă. Soțul meu a murit după un an de căsătorie într-un accident de muncă. Dar chiar ești fără noroc, dragă. Mai sunt încă accidente de muncă, pericole, incidente. Eu am supraviețuit. Am scăpat de două accidente de avion, ajungând prea târziu la aeroport. O dată la Rio de Janeiro și altă dată în Bahama. Cum așa? Mă otrăviseră cu stridii la banchetul dat de emirul Iusef. A fost în toate ziarele. Tu nu le citești? Nu prea în timp, doamne, nu. Un atentat împotriva emirului. Dar au supraviețuit și el și invitații. Au murit doar trei ospătari care au mâncat în bucătărie. În fine, da. Pentru o doamnă din lumea bună, o intoxicație intestinală nu e prea romantic. Oh, draga mea, e greu să supraviețuiești. Iată de ce o doamnă trebuie să se mai distreze din când în când, ca să uite. Da, așa aveți dreptate. Diana, spune-mi, te rog, cum poți să rămâi fidelă unui bărbat dacă ei sunt întotdeauna infideli? Știu, cum aveți poți? Dreptate, doamnă, eu am fost fidelă. Nici n-am avut măcar timp să mă gândesc. Bine, dar ca văduvă? Nu, era mereu fidelă, mereu, doamnă. Da, chiar ai dreptate. Poate fi chiar romantic să rămâi fidelă unui mort. Camera dragostei, pustie, voaluri decolorate și pe perete, sub o lumină fosforescentă, fotografia lui. De la el mi-a rămas doar o fotografie de pe buletinul de identitate, știți? Că despre cameră am schimbat atâtea pensiuni. Gianna, de ce l-ai omorât? Eu nici vorb. Pe cine? Gianna, pe patronul fabricii. Nu-i așa? Mie poți să-mi spui. Garan l-a ucis. Nu eu, jur. Chiar dacă a murit în incendiu, și așa o da vina pe mine. Dar Jacques e viu și o să-l găsesc. Vreau să fiu reabilitată. Gata, bine, am înțeles. Da. Gata, draga mea, acel Garon. Gata. Acel Garon te iubea. O iubea pe ea la nebunie și ca să o cucerească pe Gianna, s-a gândit să se îmbogățească furând tezaurul fabricii noaptea, ca să plece apoi cu ea, cu Gianna, în Caraibe. Nu știu dacă în Caraibe, dar mi-a spus că va fi bogat și o să fugim împreună. Da, sigur, și dumneata. Eu nimic, doamne. Sărmana, Gianna. Ascultă, apoi a venit patronul pe neașteptate și Jacques a trebuit să-l omoare. Doamne, cum a trebuit? Ce, cum? Cum? Și Gianna, ca să-și apere dragostea, dar mai ales din gelozie, fiindcă și patronul te iubea pe tine. Patronul mă iubea pe mine? Da. Nu e adevărat, doamnă, nu. Nu mă iubea deloc, chiar se purta foarte urât. Foarte urât, doamnă, da. Stai, atunci Jacques Garon l-a ucis pentru că se purta urât cu tine, dar să te protejeze, da.
Da, Gianna, totul e amor în viață, Gianna. Amor și natural contrarului. Ura! Doamne, nu-mi tulburați mintea, vă rog. Gara nu a omorât patronul ca să mă protejeze. Da, nici vorbă, nu. Da, amorul, Gianna. Ascultă. Apoi Jacques. Ascultă, eu așa visez. Jacques a luat banii și se dă drept mort. Așa o dispare. Deci își schimbă numele. Așa. E natural. Da, și eu m-am gândit la asta. Da, cum știți dumneavoastră, doamnă? Într-o poveste ca dumitale, Gianna, e obligatoriu. Deci își schimbă numele, emigrează în America cu banii. Are talent, se îmbogățește, dar e urmărit de gangster. Și atunci caută securitate, caută iertare, tandrețe. Chiar așa. Și vine la banchetul emirului în Bahamas. Cum, el Gara? Nu, dragă, nu. Pentru că și-a schimbat numele. Nu e Garon. Să spunem că-l cheamă Armand. Dar cum știți dumneavoastră toate lucrurile astea, doamne? Da, spuneți-mi, cum se sfârșește? Se sfârșește bine. Banditul va fi demascat, închis. Da. Și poate că se sincide în închisoare. Și dumneata, Gianna, dumneata vei fi reabilitat. Doamne, vă mulțumesc, doamne. Vă mulțumesc, doamne. Pentru ce? Da. Pentru reabilitare, Gianna. Doamne, Gianna, e o fantezie. E doar o fantezie. Hai, spune-mi adevărul. Ai inventat toată povestea cu vina, cu închisoarea. Nu. Înțeleg. Noi femeile trăim din vise, din fantasmagorie. Cu toate că eu nu mi-am imaginat să ascult o poveste atât de palpitant. Mulțumesc, doamne. Oh, Gianna, de ce nu încerci să-ți imaginezi o viață mai plăcută, mai puțin nefericită? Viața trebuie să ne-o inventăm noi. Mai întâi prin dorință, iar apoi prin fantezie. Dacă nu vei avea mereu parte de nenorociri, Gianna, fantezie și dragoste. Hai, încearcă să visezi. În loc să fii cea care transportă pâine, Gianna, să fii dama cu camelii. Da, dama cu camelii, Traviata o termină rău, nu? Nu. Asta era înainte. Da. Acum nu. Am făcut progrese, știi? Traviata se termină bine. Foarte bine chiar. Happy end. Camelia suferă, da, se îmbolnăvește, da, dar apoi se vindecă, se mărită cu un miliardar. Da, cel Armand din Bahamas. Cum, doamne, Jacques Garon? Garon, Germain, Armand, el, un miliardar. Totul se întâmplă foarte simplu, romantic, căci dragostea schimbă totul, Gianna, ai înțeles? Dar dragostea... Gianna? Da. Facem și injecția cealaltă? Da, imediat. Hai. Mulțumesc. Gianna, dar istoria nu s-a terminat. Nu s-a terminat, nu. Pentru că puțin după ce s-a căsătorit cu Camelia, acel miliardar se îmbolnăvește, un rău misterios. Diagnostic complicat, o boală fără. Ai sărac. Da. Armand, soțul meu suferă. Are orele numărate. Eu nu-i suport durerea.
Așa că stau aici în așteptarea veștilor de la clinic. Săracul Paul, e trist să te duci să-l vezi, mai ales când ești foarte bogat. Da, era chiar frumos înainte de a se îmbolnăvi. Da. E puțin juratic, hoț, dar avea succes. A, vă cred, doamne, vă cred. Da, ia, sigur. Ia, ui, așteptă, stai. Vreau să-ți arăt o fotografie de când era bine, în plină formă. Uite-te. El este Paul Armand, în splendoarea vârstei. Frumos bărbat, nu? Sfânta Fecioară, e soțul dumneavoastră? Da. Doamne, e Garaf, criminalul. Doamne, e hoțul care a dat vina pe mine. Adevărat? Da. Ce întâmplare. Eu l-am cunoscut în Bahamas. Devenise Armand, nu mai era Garo. Foarte bogat și macho. Macho, da. Da, Teciana, nu-i de mirare. Orice mare avere ascunde un delict. O spune chiar Balzac. Cine? Și în spatele oricărui delict stă dragostea. Pentru o femeie uneori, pentru bani adesea. Uneori pentru femeie și bani în același timp. Așa era Paul. De aceea mi-a plăcut imediat. Și acum? Acum, doamnă? Acum? Da? Clinica? Da? Da, eu. Nu. Să nu spuneți nimic, profesor, vă rog. Da, sunt tare. Spuneți. Da. Tocmai voiam să vin. Așa, nu știu, un presentiment. Chiar vorbeam de el tocmai acum. Oh, sărmanul. Mă gândeam la el în clipa asta. Da. Da, profesore. Vine repede. Da. Doamne Dumnezeule, dar de ce plângi dumneata? Sărmana, doamne. Geana, calmează-te, dragă. Geana. Mă asculti? E necesar să-ți împrunți destinul. Dar mai întâi să-l pregătești. Paul e mort. Acum nu mai suferă. Sărmana, acum dumneata vei fi reabilitat. Desigur nu vei fi remunerată cum ai merita. Nu? Nu, draga mea, erorile judiciare nu le plătește nimeni, Geana, nu. Păcat. Da, să n-ai grijă. Eu sunt prietenă bună cu Alexandru Dumas, cel tânăr. Și chiar cu Javier Montepin. Cine? Doi scriitori de succes, autor ai Danei cu Camerii și ai Vânzătoarei de Câine, da. Două romane, sigur. Da. Cu ajutorul lor o să publicăm o carte cu memorii, pâine și camelii. Da, sigur. Dama cu camelii o ajută pe vânzătoarea de pâine. Va fi un roman extraordinar, sentimental, original, un bestseller pentru televiziune. O telenovelă, dragă. Credeți. Niște bani și pentru dumneata, Gianna, care ți ajung cu întârziere de la cel nemernic Garan, nu ca sărmanul meu soț, adoratul Armand. Oh, Gianna, vezi ce e destin? Ați ascultat Traviata Happy End de Fabio Agostini. Traducerea Ana Simon. Adaptarea radiofonică Manase Radnef și Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Camelia, Maya Morgenstern; Geana, Luminița Gheorghiu; asistența tehnică Radu Verdeș; redactor
Monica Paticiu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică, Dan Puican.